Am o rugăminte, putem să-l așteptăm și vedem Daniel Ghiță, care vine, că dacă am așteptat atât, vă rog frumos. Păi până vine, poate ne vorbiți cum evaluați fotbalul Călărășean? Da. Până în prezent. Și viitorul, cum îl vedeți? Cât de haideți frumos. Haideți în alt format, numai da. Domnul Sandu Pietru are multe de spus. Mă gândesc că... Domnul Vice, nu vă eclipsesc cu nimic, sunteți tot un A4 și din asta. Cu fotbalul Călărășean, domnilor, să știți că sunt... La următoarea conferință. Sunt în discuție, sunt probleme de asta. Echipa managerială își face datoria, sunt fel de fel de vorbe. Ai devenit politician. Da. Nu. Ai devenit politician. Nu. Neluțule, nu. Nu. Adică eu sunt. Ar trebui să promovăm tineretul nostru, călărășenii noștri, copiii noștri, să nu mai zicem că, ați văzut, eu fac parte din și din galerie, toată lumea, Dunărea, dar noi n-avem niciunul Dunărea. Uite la televizor, iau-te. Alexa, poate să zică orice, eu așa i-am zis pe, și pe Facebook și peste tot, un nespălat. Un mercenar care a luat banii de aici, a făcut ce a putut cu banii publici. Un mercenar, un nespălat. S-au făcut lucruri bune pentru fotbalul Călărășean, domnul San. Haideți, dacă nu mai sunt întrebări, rugămintea e să mai rămânem puțin la o cafea, la o apă, când pregătiți. Păi era... Și poate între timp facem o discuție directă cu Daniel Ghiță, dacă vine 10-15. Da, dar era vorba de niște de asta, de sezon. Vă mulțumim frumos pentru trufei.